Bun venit la garajul Galben, Len cu atitudine. Len, am plecat. Salutări pentru urmăritorii noștri, cei 10 urmăritori. Hai de capul meu. Băi, da, astăzi o să umblăm. Cred că o să vedeți multe cadre cu bicicle și plimbat cu bicicla. Mergem să luăm niște șuruburi, niște bucșe de lemn. Mă asigur să nu dea mașina în mine și... Da, nu știu, să mai zică și Radu, mergem la garaj. N-au cafea, că s-au deschis terazele. Bă, bună idee. Nu refuz. Aici la tipografilor, bif. Una când mergem încolo și una când mergem în pace. Muți, înapoi filmăm că suntem muți, da, de beți. Bă, da, mă. Hai că m-am băgat. Na, hai, ne-am vedea mai încolo. Ceau. Stai că astea sunt din alea cadre de... De umplutură. De b-roll, știi? De b-roll, b, frumos, pe muzică, știi? În fundal, vrăjeală. Hai. Am venit și la Notabil Pep. Cum vă spuneam, să luăm niște bucșe de lemn și niște șuruburi. De aici le cumpărăm, nouă ni se par super bune. Îl aștept pe Radu să iasă cu bucșele. 7 kg de șorofe. De la Notabil Pep. Lasă-mă, nu fără reclamă. Gratis. Da. Uite, bă, ce șuruburi am găsit. Negre. Da. Bă, ești nebun? Cu cap de imbus. Piu, piu, piu. Cap de piu. Zi-mă. Ce, mă? Și-ai luat și, și? Ce și, și? Nu, a, ai luat negre cu albe. Da, mă, da, numai de 6. Avem la capre, știi? Să punem la tocătoare. Să nu scape. Și erau aici, a? Păi mă gândesc că... Au tot felul de bici de mobilă. Da, e mult mai bine pe bicicletă, vă zic. Luați bicicleta, mereți cu bicicleta cât mai mult posibil. Traficul ăsta trebuie să dispară într-o zi. O să se supraaglomereze, o să se producă un blocaj super puternic. Poate să facă de benz, vrea el. Poate să facă și 10 benz pe sens. Că tot mai multe mașini o să fie. Așa că luați bicicleta și pedalați precum Radu Răducu, care e în față. Vorbesc singur. Deci de asta te vorbește singur. Stai să mă filmezi. Am trecut de firobuze, de camioane, de mașini mici. Bicicleta, fraților, aia e bază. Aici nu întrebăm la ăștia, nu, n-are rost, da? Nu, bă, dar 13 euro metru. Desunat. La CFR, da? Da, trebuie să o sun pe tanti aia, am numărul. Vrei să-ți dau numărul? Nu neapărat. Să fie aici? Nu, nu știu. Că știm. Dacă nu scrie... Bine. Ai salvat numărul? Am salvat, da. Bun, ce mai avem, sigur? Sau un... Pe Radule e scris, nu? Da. Pe Încop nu se știe. Vrem la Guban. Hai să scriu. Ar fi ceva aici, a? Depozit de farmacie veterinară. Pencop. Pencon. Îi dai cu filmul. Da, s-a dus Radu să întrebe. Ne-am oprit la un service de ăsta de rost de anvelope și direcție la mașină. Nu
știu, aici e mișcare, dar nu... Nu avem pe cine să întrebăm. Au pauză, la masă, nu-i nimeni, nu-i mișcare. Uite, uite că o ieși cineva. După, în dreapta, în dreapta de tot. Fă-i semn de la ușă. Am venit să lăsăm calul. Gata pe azi. Atât a fost. Mare lucru n-ați văzut. Mare lucru n-am făcut. Mare lucru n-am făcut, dacă așa ne place nouă. Să arătăm mai puțin, să nu se înțeleagă prea multe. Mulțumim că ne-ați urmărit. Like, share, subscribe, toate cele. Dați acolo pe clopoțel. Să fie clopoțelul activat. Ce face? Ce face clopoțelul? Pe gen să primești notificările. Ceva da, nou. Dai subscribe și dacă ai clopoțelul activat, dai subscribe. Subscribe. Și gen ai clopoțelul activat, te anunță. Băieții de la Garaj Beef au pus ceva pe garaj. Salutări pentru ascultătorii noștri. Tu du-te că vin. Cred că vine ploaia. Cam bate vântul. Am făcut totuși ceva astăzi, am mai produs doi de ăștia. Da, deci, serie unică, limitată. Da, n-am pierdut vremea chiar așa, am făcut doi tabureți de ăștia ca pe vremuri. Deci vi arătăm aici. Da, ăsta are și un, are o gaură pentru băga mâna. Să bagi... Da, bagi mâna și îl iei, plecat. Iei, știi? Și pleci cu aici, el. Aici, economie de vopsea, de făcut. Da, corect, corect. Nu, că nu se uită nimeni acolo. Nu, îl ții așa. Da. Băi, dacă vine ploaia ne băgăm în unul. Băi, da.